Domnul Vasile, pensiile vor crește din ianuarie, promite ministrul Finanțelor. Creșterea de 8% a punctului de pensie va fi prevăzută în buget de la 1 ianuarie, dă asigurări Florin Câțu. Asta înseamnă că ar trebui să crească peste 4 milioane de pensii, cele care sunt calculate în funcție de punctul de pensie. Ceea ce nu spune guvernul este cât pierd pensionarii, pentru că punctul de pensie ar fi trebuit să fie majorat anul viitor, conform legii pensiilor, cu peste 30%. Toate cifrele vin chiar acum de la colega mea, Gina Vacariu. Gina, bun găsit! Bun găsit! Se tot dau asigurări că vor crește pensiile anul viitor și chiar guvernul are un plan pe 4 ani ca punctul de pensie să ajungă în 2024 până la 1841 de lei. Dar noi am făcut niște calcule, doamnelor și domnilor. Haideți să vă arăt pe un exemplu concret pentru a înțelege și dumneavoastră din fața televizoarelor cu cât va crește concret o pensie. Și am luat un exemplu, un pensionar care are acum 0,7 puncte de pensie și are o pensie de 1.008 lei pe lună. Dacă punctul de pensie va crește de la 1 ianuarie, așa cum a zis ministrul Finanțelor, cu 8%, atunci ar trebui să ajungă la 1.559 de lei punctul de pensie, ceea ce înseamnă că pensia de 1.008 lei ar trebui să crească până la 1.091 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 83 de lei pe lună. Însă, atenție, pentru că aici ceea ce nu ne spune guvernul este de fapt cât pierd pensionarii, pentru că există în vigoare o lege a pensiilor, care ar trebui să fie aplicată din septembrie anul viitor. Ce înseamnă această nouă lege a pensiilor? Ei bine, că punctul de pensie trebuie să ajungă la 1875 de lei din septembrie anul viitor și nu doar la 1559 de lei cât vrea să dea actualul guvern. Ce înseamnă asta? Că aceeași pensie de 1.008 lei, despre care vă spuneam la început, ar fi trebuit să crească din septembrie 2021 până la 1.312 lei, ceea ce nu se va întâmpla, pentru că actualul guvern vine și spune că va fi o creștere a punctului de pensie mult mai mică decât cea din legea pensiilor și asta aduce la exemplul nostru despre care vă spuneam, un pensionar care are 0,7 puncte de pensie, o pierdere de 221 de lei în fiecare lună. Nu găsim în programul de guvernare al PNL niciun cuvânt despre pensia minimă. Însă astăzi a ieșit premierul Ludovic Orban și a venit cu un răspuns. Iată ce se va întâmpla de anul viitor. Firește că va fi mărit. Cu cât vom vedea, pentru că eu v-am spus, creșterea pensiilor trebuie să fie în acord cu niște indicatori economici. Creșterea economică, rata inflației. Noi vrem să creștem pensiile și în același timp să creștem puterea de cumpărare a pensiilor doar în baza unei dezvoltări economice care se bazeze pe creștere economică serioasă. Așadar, aproximativ 1 milion de pensionari care iau pensia minimă de 800 de lei în fiecare lună și vedeți chiar aici pe ecran, nici măcar nu știu dacă vor avea parte de majorări. Ați văzut răspunsul evaziv al premierului.